uitați, grătare de grădină și plante ornamentale aici la prietenul meu, aveți atașat. Deci la prietenul meu, uitați, aveți afișat și numărul de telefon. El face și lucrări în toată țara, de la grătare, plante, se ocupă cu de toate. Are pe mașină aici atașat acest banner, este numărul 1 și cred că se vede și pe poză ce construcție are dumnealui. Lucrează peste tot, hai să te prezint și la lume. Da. Deci cei care aveți nevoie să faceți o lucrare, ceva, pe el îl contactați. În toată țara a făcut, are experiență în grătare, șeminee, tot ce doriți, plante, tot ce vreți. Numărul 1 este, recomand cu mare drag, prieteni, uitați-l, acum a plecat după în altă lucrare. Haideți să vedeți ce lucrări frumoase face acest minunat om. Aveți contactul și tot afișat aici. Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Petruțe de la Mureni. M-am spus că dacă astăzi voi avea treabă, probabil nu voi putea din nou să vă filmez lucrurile pe care le fac, pentru că am avut zilele acestea o grămadă de lucruri pe cap, nu am putut să filmez mai deloc, o să încerc scuze. Iar începem petrecerea începând de mâine, de unde mâine ne vom relua activitatea și cu vlogurile, de unde ne vom relua activitatea și de la muncă, după o săptămână extraordinară pentru toată lumea. Vreau să vă mulțumesc că suntem un număr mare pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Moroieni, unde de fiecare dată să știți că am plăcerea să stau de vorbă cu voi deschis, să vedem ce se mai întâmplă, ce lucruri interesante se mai găsesc pe aici, pe la țară, care este atmosfera pe aici de zi cu zi. Foarte multă treabă, m-a prins și Veoza în cameră că foarte obosit, vedeți Veoza care am cumpărat-o, cam așa arată la mine în cameră la ora aceasta. Acesta este patul pe care mă voi pune de la somn, n-avem ce să facem, suntem foarte obosiți. Dar am zis să nu treacă zi fără a nu filma, fără a nu vă arăta toate lucrurile frumoase care se petrec aici la munte, alături de prietenii noștri, de familia noastră și de cei dragi. Vă mulțumesc că suntem un număr mare și vă așteptăm și pe voi să vă petreceți câteva zile de neuitat la weekend, de weekend alături cu familia. M-am spus, dacă voi fi puțin eronat, o să încerc și de data aceasta scuze. Oboseala se pare că își poate spune cuvântul. Astăzi am filmat și v-am arătat la prietenul acela, o să vedeți și voi pe filmare, are și un număr de telefon atașat, lucrează chiar foarte bine, este un expert, se percepe la toate, începând de la plante, grădinărit, tot știe să facă acest om și execută foarte bine șeminee, grătare, tot ce doriți. Și să știți că este un om minunat și o să vă înțelegeți cu el fără niciun fel de probleme. Dar să știți că toată lumea care a lucrat cu acest om a fost mulțumită. El are un site unde postează și el, mai postează și pe Facebook să mai vadă prietenii. Dar știți cum e, acolo este mai puțină lume, așa că am zis să-l ajut și pe el. Dacă aveți și voi de făcut grădina sau curtea sau grătare, șeminee, ați văzut cât de bine lucrează și vă voi atașa niște poze și zilele viitoare, să vedeți cât de bine lucrează acest băiat de acolo din comună. Este expert, chiar se pricepe la toate lucrurile acestea fraților. Chiar și mi-a plăcut foarte mult ordonat. Este mare lucru ca cineva să fie ordonat când lucrează. Noi așa am fost obișnuiți și învățați. Dar o să vedeți că dacă este, veți fi cu siguranță mulțumiți de cum lucrează acest om și vă veți convinge și dumneavoastră singur de acest lucru. Eu sper că mâine ne reluăm activitatea, foarte mult de muncă și mâine, dar probabil dacă timpul îmi va permite lucrul acesta, o să filmez anumite lucruri din Pucioasa, Fien sau pe unde voi merge mâine, ce lucruri interesante vom fi acolo, doar dacă timpul îmi va permite, v-am spus acest lucru, fraților, pentru că oboseala se simte, se acumulează, de aceea o să mă bag și la somn în seara aceasta foarte devreme, am intrat câteva minute
să mai stau de vorbă cu voi, să nu treacă zi, v-am spus, fără a nu face un vlog, fără a nu a spune trei cuvinte despre cum au recurs lucrurile, despre cum a trecut ziua aceasta, cu toate că v-am spus, am fost chiar foarte, foarte obosit, n-am avut chef de nimic de când am intrat în casă și am zis că primul lucru și înainte de a merge să fac duș, vreau să stau de vorbă cu voi în primul rând și să vă mulțumesc că suntem un număr mare pe canalul meu de YouTube ca să vă arăt cât de mult vă apreciez că mi urmăriți vlogurile și ceea ce faceți pentru mine este de necrezut, fraților, și vă mulțumesc tare, tare mult pentru că suntem un număr mare de la zi la zi. Acesta este lucru foarte îmbucurător pentru mine și pentru familia mea. Și v-am prezentat și familia, o să vă prezint și ce produse se mai fac, ce lucruri se mai fac tradiționale aici în zonă la Muren, pentru că avem o zonă foarte frumoasă, cu locuri frumoase, cu oameni minunați, cam vorba aceea, de toate pentru toți puteți obține de aici, de la munte, și am zis să-l ajut și pe acel prieten să vedeți și voi cât de bine lucrează. Dacă veți lua legătura cu el care doriți să faceți acest lucru, la numărul telefonului să vedeți că vă trimite poze extraordinare cu ce lucruri poate să facă acest om și ce plante poate să aibă. Pe mine m-a dat unul peste cap, nu credeam că există la țară așa ceva, parcă ar fi din altă lume. Sincer vă spun, lucrează extraordinar de bine acest om, care este un om deosebit, respect și am toată încrederea că va face totul perfect. Să știți că este un om minunat, cu siguranță vă veți înțelege din toate punctele de vedere cu el și la preț, eu zic că puteți negocia, este un om minunat, de aceea am ales să fac acest lucru ca să se fac și de o promovare, să vedeți și voi oamenilor cât de bine lucrează omul din comună de la noi, pentru că este incredibil, el și tatăl lui sunt cei mai buni meseriași și după zona toată lumea îi recomandă, au peste tot o grămadă de lucrări și ar fi păcat să nu se întâmple în continuare și lucrul acesta. Deci, începând de la plante, orice aveți nevoie, acest om vi le aduce și acasă, fraților, ca să știți, acest lucru este un om, nu am cuvinte, extraordinar pentru mine, un om bun, un om sufletist, tatălui, să știți că n-am cuvinte să vă spun despre dumnealui, că mă înțeleg chiar foarte bine cu el, este pocăit și este pocăit în adevăratul sens al cuvântului, pentru că am învățat foarte multe lucruri de la dumnealui, să știți că el chiar trăiește acele momente, trăirea care o are acest om, nearo mică, pe care îl salut, îl respect. I-am spus că o să-l ajut pe băiatul lui să-i fac o promovare, să vorbesc cu el astăzi. Am vorbit de fapt cu el astăzi și i-am spus că o să-i fac o promovare pe canalul meu de YouTube. Și haideți, fraților, să-l ajutăm și pe el, pentru că este un om minunat și un om de încredere.